Bine ați venit la emisiunea Povestiri pentru Alice. Sunt Monica Lupu, iar invitata mea de astăzi este Alice. Ne bucurăm că ați ales să petreceți împreună cu noi câteva minute în care să ascultați o povestire interesantă din viața copiilor. Ce povestire ai dori să citim astăzi, Alice? Povestire Fetița Credincioasă. A, povestirea despre fetița credincioasă. Ia să vedem. Titlul este Credincios până la moarte. Iar povestirea se găsește în volumul Povestiri pentru copii de Arthur Maxwell. Când Edith a venit de la școală, mama a observat numai decât că ceva nu era în regulă. Ce s-a întâmplat, draga mea?" a întrebat ea. Arăți ca și când toate necazurile lumii ar fi căzut pe umerii tăi." O, mamă," se plânse Edith, "m-am săturat să mă tot negășească copiii la școală în fiecare zi. Tot timpul e la fel." "Nu ar trebui să te deranjeze," a spus mama. "Toate fetițele pățesc asta la școală din când în când și toți băieții. Dar cu ce te necăjesc?" "O, nu e vorba de o jignire ca oricare alta," a spus Edith. "Îmi pun tot felul de nume, doar pentru că țin sabatul. De ce nu pot să mă lase în pace?" Mama s-a așezat și a luat-o pe Edith în poala ei. "Să-ți spun o istorioară. Apoi știu că te vei simți mult mai bine. Este despre trei tineri care au fost duși departe într-o țară străină și obligați să slujească unui împărat care nu avea aceeași credință ca ei. Le era foarte greu. Voiau să rămână credincioși lui Dumnezeu și legilor lui, dar toți din jurul lor erau păgâni și se închinau la idoli. Dacă îndrăzneau vreodată să vorbească despre religia lor, localnicii râdeau de ei. Și pentru că încercau să fie buni, oamenii făceau tot ce puteau să-i necăjească și să le găsească vină. După un timp, au fost supuși unei probe cumplite. Împăratul a hotărât să ridice un imens idol de aur. Era foarte mândru de el și a poruncit ca toți prinții și conducătorii din împărăția sa să se închine înaintea lui. Așa că a dat un decret ca într-o anumită zi toți supușii să se strângă pe o câmpie mare și, la un semnal, să îngenuncheze în fața idolului. Ca să fie sigur că toți vor asculta, i-a amenințat că acela care nu se va supune va fi aruncat într-un cuptor încins. Cei trei tineri știau că aveau de trecut cel mai greu test din viața lor. Nu puteau să levite pentru că fuseseră învățăcei și trăiseră la curtea împăratului. Așa că, în ziua stabilită, se aflau în mijlocul unei mulțimi de oameni privind la uriașul chip de aur așezat în mijloc. Cât de speriați trebuie să fi fost așteptând să se dea semnalul. Oamenii care îi cunoșteau șopteau unul către altul, întrebându-se ce aveau să facă acum. În cele din urmă, trâmbițele au dat semnalul. S-a auzit un strigăt foarte puternic și mulțimea de oameni s-a aruncat cu fața la pământ. Pe toată câmpia aceea, numai trei oameni au rămas în picioare. Era imposibil să nu fie remarcați. Oamenii au început să se uite în sus, la ei, cu coada ochiului. Vestea s-a răspândit cu repeziciune de la un capăt al mulțimii la altul. Cei trei tinere evrei refuzaseră să se plece în fața chipului de aur. Ce freamăt! Trebuie să se fi stârnit o agitație grozavă. Toți știau care era pedeapsa și așteptau să vadă ce va face împăratul. În timpul acesta, cei trei tineri stăteau acolo, în picioare, cu fețele palide, dar hotărâte, așteptându-și cu curaj soarta.
Împăratul a trimis soldații să-i aducă înaintea lui. Era mânios din cale afară. El i-a întrebat de ce nu ascultaseră de porunca lui și i-a avertizat din nou că vor fi aruncați în cuptorul de foc. Respectoși, dar hotărâți, tinerii au răspuns: iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Auzind acestea, împăratul a fost și mai furios și a spus soldaților săi să încingă cuptorul de 7 ori mai mult. Apoi, cei 3 tineri au fost legați și aruncați în cuptor. Trebuie să fi fost un moment îngrozitor pentru ei, dar nu au ezitat, nici chiar când au simțit văpaia focului. Mama s-a oprit și s-a gândit pentru o clipă. Vreau să-ți citesc încă ceva. Aducând o carte din camera alăturată, a început să citească. Atunci împăratul Nabucodonosor s-a tulburat. S-a ridicat în grabă și i-a întrebat pe slujitori: n-am aruncat noi în foc 3 oameni legați în lanțuri? Desigur, o, împărate, i-au răspuns ei. Dar priviți, văd 4 bărbați nevătămați mergând slobozi prin mijlocul focului, iar cel de-al 4-lea arată ca un fiu de Dumnezeu. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnici împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-avusese nicio putere asupra trupurilor acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârliseră, hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Toți cei care au fost martori la această minune trebuie să fi fost foarte impresionați, că despre împărat, el a recunoscut că Dumnezeul căruia îi slujeau tinerii era mult mai mare decât chipul său de aur. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Și asta, încheie mama, pentru că cei 3 tineri au fost credincioși și nu le-a fost frică să înfrunte moartea pentru credința lor. Întreaga națiune a fost binecuvântată și chiar împăratul a ajuns să înțeleagă cât de mult greșise închinându-se idolilor. Cred că înțeleg ce vrei să spui, a zis fetița. Sunt sigură că da. Tu ești micul slujitor al lui Dumnezeu. Trebuie să-i fii credincioasă cu orice preț. Știi că sabatul este adevărata zi de odihnă și că Dumnezeu, prin cuvântul său, ne spune că trebuie să sfințim ziua 7-a. Ceilalți pot să te necăjească pentru asta, dar nu contează. Dacă ești credincioasă în ciuda tuturor cuvintelor urâte pe care ți le spun colegii, Iisus va merge cu tine, așa cum a mers cu cei 3 tineri. Cred că mă simt mai bine acum, a spus Edith. Voi fi la fel de curajoasă ca ei. Uneori și nouă ni se adresează cuvinte urâte din pricina credinței, dar Domnul este întotdeauna alături de noi și ne ferește de răutatea celor necredincioși. Sperăm că v-a plăcut povestirea noastră. Dacă doriți să mai aflați și alte povestiri interesante, scrieți-ne pe adresa monicalupu@mail.com. Domnul să vă binecuvinteze și să vă ocrotească. La revedere, copii! La revedere!